Peste 15 picturi ale marilor domnitorei Muntenii și nu numai se află expuse începând de azi până la sfârșitul lunii octombrie la Muzeul Județean Teohari Antonescu. Realizatorul operelor de artă este marele pictor român Valentin Tănase. Vlad Țepeș, Mihai Viteazu și Matei Basarab sunt doar trei personalități istorice românești pictate și expuse pentru publicul larg. Pictorul aflat pentru prima oară la Giurgiu cu operele sale spune că se simte onorat deoarece orașul nostru este ca o poartă a Orientului pentru el. Vreau să vă spun că este pentru mine o mare onoare să fiu invitat la Muzeul Județean din Giurgiu pentru a deschide această expoziție. Pentru mine, Giurgiu este unul din orașele efigie ale țării noastre. Este un oraș încărcat de istorie și am încercat, așa cum a spus și colega și prietena mea, doamna Petra Tănase, să aleg din lucrările mele de inspirație istorică exact pe acelea care se potrivesc cu istoria locului. Valentin Tănase a deschis peste 33 de expoziții personale în țară și în străinătate. Începând cu 1978, a realizat și realizează în continuare numeroase ilustrații și coperte de carte pentru majoritatea editurilor importante din țară. Până în acest moment a realizat peste 1000 de pagini de bandă desenată în reviste atât din țară cât și de peste hotare și numeroase sculpturi amplasate la diferite sedii ale unor importante instituții din România. Cei ce doresc să-i admire operele de artă o pot face până la sfârșitul lunii octombrie.